Bine v-am regăsit! Știrile acestei săptămâni le puteți găsi zi de zi, oră de oră, minut de minut pe unuasig.ro. În fiecare vineri însă facem o retrospectivă a celor mai importante știri ale săptămânii. Am ales trei dintre ele. La ora de risc am discutat cu domnul deputat Iulius Marian Firțac ce legi referitoare la asigurări, mai așteaptă în Parlament. Puteți să vedeți emisiunea la noi pe canalul de YouTube și de asemenea un rezumat al discuției pe UnoAsig. Joi, ediția Zodia Asigurărilor a avut ca subiect principal efectele crizei economice, energetice, politice, războiului și așa mai departe, asupra pieței mondiale și românești de asigurări. Aceeași invitație de a intra pe YouTube sau de a citi rezumatul știrii pe unasig.ro. Cea mai importantă știre însă mi s-a părut aceea că luni 21 noiembrie începe cea de-a treia ediție a unei campanii de mare succes. Știi totul despre asigurări și câștigi, despre care o să vă spună mai mult colegele mele care s-au ocupat de derularea acestei campanii. Săptămâna viitoare debutează o nouă etapă a campaniei Știi totul despre asigurări și câștigi. Pentru că atunci când este final de an, facem așa o evaluare a cunoștințelor pe care le-am acumulat în materie de asigurări și iată că de trei ani încoace se concretizează toate acestea în această campanie, care este o campanie de educare și de informare în domeniul asigurărilor, dar concretizată sub forma unui concurs. Concurs cu premii serioase, concurs care se desfășoară în etape la fel de serioase. Se desfășoară între 21 noiembrie și 16 decembrie în acest an. Ne-a bucurat ediția de anul trecut, care față de prima ediție a acestei campanii a înregistrat creșteri semnificative. Am avut 9400 de români care s-au jucat în campania noastră și au învățat noțiuni despre asigurări pentru a intra în concurs. Dintre aceștia, 2000 au parcurs chiar toate etapele, cele 3 săptămâni, și au ajuns eligibili pentru marea finală din a 4-a săptămână a campaniei, ceea ce spunem noi că nu e rău deloc. Anul acesta vom aborda de asemenea toate tipurile de asigurări importante. Ne referim aici la asigurările pentru partea de retail, nu pentru partea de corporate, acelea care interesează pe cea mai mare parte a românilor. Colega mea, Adina, care se ocupă și de coordonarea acestei campanii, ne poate spune mai multe despre premii și despre etapele pe care le avem în acest an. Mulțumesc, Oana, așa este. Ne bucură să organizăm a treia ediție a campaniei Știi totul despre asigurări și câștigi. În cadrul ei, după cum ai menționat și tu, vom avea principale tipuri de asigurări de care fiecare dintre noi ar trebui să fie interesat și să știe mai multe, în primul rând, căci aceasta este obiectivul campaniei, ca românii să afle mai multe despre asigurările auto. Aceasta va fi tema primei săptămâni a campaniei. Apoi asigurările de locuință, în cadrul celui de-a doua săptămâni a campaniei, a doua etapă. Iar în cea de-a treia etapă vom vorbi un pic despre asigurările de sănătate și de viață. Și pentru că ai menționat premiile. Exact, să spunem și ce premii avem anul acesta. Corect. Fiecare etapă va avea premii. Vorbim de câte 3 vouchere de 200 de lei pentru fiecare etapă. Și la final, în cadrul marii finale, românii pot câștiga un voucher de 2500 de lei. Bun. Am aflat care sunt premiile, care sunt etapele. Un singur lucru vreau să vă mai spun despre această campanie. O vom avea din nou, ca și anul trecut, alături de noi, pe Ana Moga, pe care probabil o știți de la Kiss FM, care vine cu toată energia ei și cu tot entuziasmul și ne ajută și pe parcursul concursului, având câte un filmuleț pentru fiecare etapă acesteia și la final. Marea finală se realizează chiar în studioul Kiss FM, unde Ana lucrează zi de zi și ne vom distra din nou, ca și anul trecut, cu întrebările pentru finaliști. Da, până atunci mai avem mult. Luni 21 noiembrie demarează campania, așa că pregătiți-vă, strângeți toate noțiunile despre asigurări pe care le aveți. Ce nu știți, pregătiți-vă să aflați și să notați și să vă înscrieți în concursul nostru. Mulțumesc foarte mult, Adina! Cu drag și vă așteptăm!